Bună tuturor și bine ați venit în bucătăria mea! Numele meu este Madalina, iar astăzi vom face împreună tort cu căpșuni. Vom începe prin a bate albușurile cu puțină sare. Când albușurile au devenit spumă, adaug zahărul și mixez pentru 5 minute. Adaug uleiul și gălbenușurile și continui să mixez pentru încă 2 minute. Adaug cacaua, praful de copt și esența de căpșuni și le incorporez. La final, cern făina și o incorporez ușor și pe ea. Nu mixez foarte mult pentru a nu scoate aerul din albușuri. Transfer amestecul într-o tavă tapetată cu hârtie de copt și pun tava la cuptor pentru 20 de minute la 180 de grade. Când blatul este copt, îl las puțin la răcit. Apoi, decupez 4 bucăți rotunde din blat. Cea de-a patra bucată am format-o din marginile rămase. Las blaturile puțin deoparte până mă ocup de sirop. Într-un bol cu apă fierbinte, adaug 2-3 linguri de zahăr și amestec bine. Apoi îl dau deoparte. Pregătesc crema de brânză. Într-un bol încăpător, pun mascarpone și zahărul pudră. Mixez timp de 4-5 minute. Adaug frișca rece și mixez încă 7-10 minute sau până obțin o cremă tare. Încep asamblarea tortului. Într-un platou sau pe o farfurie, așez prima felie de blat. O însiropez bine și așez un strat de cremă, în căpșunile tăiate și următorul blat. Procedez astfel și cu celelalte felii de blat până obțin un tort. Îmbrac tortul în crema rămasă. Mă asigur că tortul este drept și bine finisat. Pun tortul la frigider pentru 15-20 de minute, apoi îl scot și îl îmbrac în frișcă. Din nou, îl finisez foarte bine și îi fac o bordură la bază. Pun tortul din nou la frigider pentru 10-15 minute, timp în care mă ocup de glazură. Am aici 50 de grame de ciocolată cu lapte. Adaug 100 de ml de frișcă lichidă fierbinte și aștept 2 minute. Amestec foarte bine și obțin o glazură de ciocolată pe care o transfer într-un poș și o las la răcit 10 minute. Scot tortul din frigider și îl glazurez cu grijă. Pun câteva biluțe pe bordura de la baza tortului. Formez 8 rozete de frișcă peste glazura de ciocolată și pun din nou tortul la frigider pentru 20 de minute. Știu că am repetat foarte des acest pas, însă este absolut necesar dacă dorim să obținem un tort drept și frumos. Când s-a întărit puțin glazura, pot așeza căpșunii. Am să vă spun un mic secret pentru fructele pe care le folosim la decorul deserturilor. Eu am muns căpșunii cu lichidul format la dulceața de caise făcută de casă. Când deschideți un borcan de dulceață, puteți observa deasupra un lichid destul de transparent. Cu acest lichid ung fructele pe care le folosesc la deserturi. Acum punem tortul la frigider peste noapte. După ce a stat la frigider mai bine de 12 ore, tortul este gata pentru a fi servit. Se taie foarte ușor datorită blaturilor însiropate. Nu uitați să dați un like acestui videoclip și să vă abonați la canalul meu de YouTube pentru mai multe rețete delicioase. Mulțumesc!